Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi am să vă prezint cum să alocați mai mulți gigabytes în Minecraft. Pentru început, intrăm pe Google și intrăm pe acest link. Desigur, linkul va fi în descriere. Așteptăm puțin să se încarce și după ce s-a încărcat, îi dăm pe Open. Eu am să-i dau Close deoarece l-am deja instalat. Pașii sunt destul de simpli, dăm install și după next, next, next și se va instala. Apoi, după ce l-am instalat, intrăm în Minecraft și dăm la Edit Profile. Iar aici la JVM Arguments o să vedem aici 4 giga. Selectați câți giga doriți să băgați. De exemplu, eu am pus 4 giga, dăm Save Profile și dăm Play. Puteți să băgați cât de mulți giga vreți, numai să nu băgați prea mulți ca după să vă rămână și pentru desktop. Intrăm pe single player, pe o lume oarecare și deja putem să vedem că am 200 de frame-uri, 100, adică nu coboară sub 100 de frame-uri. Și putem să testăm și pe serverele multiplayer. La fel și aici nu coboară sub 100. Intrăm într-un live game, de exemplu, nu coboară sub 200. Ok, deci cam atât a fost și cu acest tutorial. Sper că v-a fost de folos și nu uitați de like, subscribe, comment, share. Și până la următorul videoclip, ne vedem data viitoare. Salut!